Bună seara. Ce să zic, un meci foarte greu pentru noi. Știam că va fi greu, avem ceva absențe, aveam ceva probleme de lot. Jucătorii au venit târziu. Doi din ei i-au antrenat doar azi dimineață. Știam că Craiova acasă este foarte bună. Și a fost o prima repriză echilibrată, cred eu, fără prea multe ocazii. Și în repriza a doua, chiar dacă a început Craiova mai bine, n-a avut așa nicio ocazie până am dat noi gol. După ce am marcat golul, parcă am căzut în loc să creștem. Și la prima ocazie mai mare, Craiova a dat gol, după care pe final am suferit și puteam să pierdem acest meci. E clar că diferența astăzi, în opinia mea, a făcut-o cei de pe bancă. Cei care au intrat la Craiova au intrat excelent și jucători foarte buni, ca Crețu, Rogulici sau cine a intrat, nici nu mai știu, Câmpanu. Jucătorii noștri care au intrat pe bancă n-au adus nimic, dimpotrivă s-a văzut o scădere. Din păcate, cred că acolo a fost problema, pe final, pentru că mă așteptam jucătorii care au intrat să dea mai mult, să creăm și noi ceva, pentru că doar ne-am apărat pe final. Și până la urmă e un punct care poate să ne aducă și titlul de campion, acest punct. Pentru că în fotbal mereu e bine să iei un punct. Dacă era un 0-0, era mult mai liniștit. N-am mai făcut 0-0 de nu știu când. Echipa mea, în momentul de față, are cele mai multe goluri marcate în Liga 1. Înainte nu se întâmpla. Dar pe faza de apărare luăm foarte multe goluri. Și aici s-ar putea să fie o problemă. Dar suntem în continuare în cărți. Suntem pe locul 2. Suntem acolo. Play-off-ul ăsta va fi așa... S-a spus dinainte și toată lumea știe. Diferit față de celelalte. Pentru că sunt 5 echipe care se bat la locul 1. Toate vor să câștige campionatul. Înainte erau doar 2 sau 3. Și din acest motiv va fi mereu luptă crâncenă, cu egaluri multe, cred eu. Vor fi egaluri multe în acest play-off. Echitabil de acest egal, vrei și mâine seară tot un egal? Un meci? E clar că nu jucăm noi. Oricine joacă altcineva, e bine să fie egal. Nu contează cine. Dar fotbalul nu contează nimic decât ce scrie pe tabelă. Restul. Cum la Naționala României, toată lumea a criticat Naționala și avem 6 puncte. Restul e cancan. Au 6 puncte, bravo lor. Și în momentul de față, Favre e pe primul loc. Restul e cancan, deci ei sunt pe primul loc. Nu mai contează ce au jucat, cum au jucat. Tabela. A fost ceva panică înainte de meci, în rândul staffului noastră. Da. Da, ce să mai, ne-am speriat toți. El a avut toată săptămâna niște controle la genunchi, a mai căzut la un antrenament, tot așa am încercat. A zis că e bine, s-a antrenat ieri, astăzi. A fost unul dintre jucătorii care nu s-a antrenat împreună cu alții. Dar la meci mie mi s-a părut unul dintre cei mai buni jucători lui CFR astăzi, Ciprian Deac. Nu știu de unde are atâta energie și accidentat și la o asemenea vârstă, parcă mereu face diferență. Crezi că campionatul se joacă prin ultima etapă? 100%. De așa a fost mereu. Mai cu o etapă înainte, să zicem. Dar anul ăsta 100% se va juca în ultima etapă, posibil chiar 2 meciuri să decide, sau 3, toate 3. Să fie în ultima etapă 3 meciuri în care nu se știe cine ia campionatul. Crezi că mai sunt sateliți meteoriți împrățiri în acest play-off? Cine cu cine? Era înainte, când o echipă... Mă ferește. De când sunt eu în România, ultimii 6, nu știu niciodată meteoriți sau spuneți voi sateliți. Mai ales acum, când toți vor să ia campionatul. Nu cred că vreo echipă poate să se dea o parte în niciun caz. Îl vedeți pe Cristi Chivu antrenând pe Inter? Da, de ce nu? Dar nu direct. Nu, ar fi bine să meargă. Ok, el a antrenat echipa de junior. Părerea mea că ar trebui să antreneze. Dar dacă are șansa asta, ar trebui să profite de ea. Dar în opinia mea n-are experiența necesară. Chiar dacă a fost un mare jucător, ca antrenor îți trebuie o experiență ca să ajungi la un club ca Inter Milan. Ați avut emoții pe final când s-a consultat VAR pentru un posibil penalti, ținând cont că acum 2 săptămâni. Da. Deci, m-am uitat la Malița, penalti a fost clar și la noi, n-a dat, la ei n-am văzut dacă a fost sau nu. Și cu, da, plus cu VAR-ul ăsta, cu Malița mi s-a luat gol offside, au zis că umor, nu știu cum, ce linie, și astăzi, uitați-vă puțin, umorul lui Ivan e înaintea lui Manea, dar nu s-a mai pus umărul, s-a pus piciorul. Deci liniile astea sunt făcute... Dar am avut ghinion mare la judecata VAR în 2 meciuri. Pentru că dacă ambele erau în favoarea noastră, acum aveam 4 puncte în plus. Dar așa, ne-a luat 2 puncte acolo și 2 astăzi. Așa s-a judecat, mergem înainte. Ăsta e VAR-ul nostru. Mersi. Da, bună seara.
A fost, cred eu, o partidă spectaculoasă. Așa cum sunt convins că vor fi toate jocurile din acest play-off. Știam că CFR Cluj este o echipă valoroasă, cu jucători puternici, jucători cu mare experiență, dar cred eu că am făcut un joc bun în această seară. I-am dominat, la toate capitolele. Am avut 15 cornere, ei niciunul. Posesie cred că a fost undeva în jur de 70%, nu știu exact, 68-69% cât am avut posesie. Iar asta contează foarte mult pentru noi ca o echipă precum CFR-ul să câștige 5 campionate la rând, iar la Craiova n-a avut un corner. Din păcate ne-au dominat ei, acolo ne-au bătut la aruncările de la margine, cred că au avut mai multe decât noi. Și am și primit gol după o asemenea fază, un moment fix, mă rog, știam ce fac cei de la Cluj. Chiar ieri am făcut aceste faze fixe la antrenament, inclusiv aruncările de la margine, știam că au jucători, cum este Cristi Manea, cum este Burcă, care aruncă foarte, foarte lung, pentru ei este ca și un corner și am pregătit aceste lucruri, dar din păcate n-am reușit să-i blocăm la golul pe care l-au marcat ei. Și norocos pot să spun, pentru că din bară mingea a intrat în poartă. La noi, în prelungirile partidei, am avut bară, nu a intrat în poartă acea bară. Cred că dacă intra mingea în poartă, era, mă rog, reflecta exact realitatea tot ce s-a întâmplat în teren, dacă reușeam să marcăm. Dar, din păcate, de multe ori fotbalul nu este drept. Încă o dată, cred că am făcut o partidă bună. Suporterii au plecat, cred eu, mândri de echipa noastră, de echipa lor. Îmi pare rău că nu i-am făcut fericiți. Într-adevăr, dacă reușeam să câștigăm, erau fericiți în această seară, dar atât am putut, dar încă o dată băieții au dat dovadă de caracter, au muncit, s-au bătut pentru fiecare minge. Reacția lor a fost una foarte, foarte bună. Chiar nu am ce să le reproșez. Ok, într-un joc intervin și aceste mici greșeli, mici detalii și așa se câștigă puncte sau se pierd puncte. Din păcate, noi în această seară n-am avut și acel dram de noroc, dacă l-aveam. Au mai fost acele probleme care au intervenit pe parcursul jocului și le-ați văzut. Jucătorii care au fost plecați la echipele naționale au avut mari, mari probleme. Toți, și aici mă cunoașteți, niciodată nu am dat și nu am încercat să îmi caut scuze, niciodată nu am încercat să dau vina pe cineva, departe de mine gândul ăsta, dar asta este realitatea. Toți jucătorii care au fost plecați la echipele naționale au venit cu probleme. Jucătorii pe care i-am pregătit, jucătorii care au fost la antrenamente cu noi zi de zi, nu au avut absolut nicio problemă. Da. Asta am spus. Ișvan cu Bayram au ieșit din prima repriză cu probleme la inghinal. Repriza a doua, Vlad Screciu și el cu probleme. Ok, a avut două jocuri foarte, foarte grele la echipa națională de tineret. Pe undeva poate este normal, fiind un jucător tânăr, dar asta este situația. Asta este fotbalul până la urma urmei. Dar băieții și-au făcut datoria. Cei care au intrat foarte bine. Îi felicit și pe ei, pentru că așa trebuie să intrăm. În momentul când facem schimbări, nu facem schimbări doar de dragul de a schimba jucători. Ce ar trebui să aibă Universitatea Craiova ca să facă pasul ăla important de a fi o candidată la titlu, să ajungă să fie chiar favorit? Păi ați văzut și primul joc din play-off la București contra FCSB-ului și acolo cred eu că meritam să câștigăm fără doar și poate, pentru că am avut mai multe ocazii decât adversarul. În această seară la fel, cu campioana ultimelor 5 ediții am dominat, ne-am creat ocazii de a marca, dar nu am reușit să marcăm mai multe goluri. Am reușit să marcăm doar un singur gol. Dacă reușeam să marcăm mai multe goluri, câștigam jocul. Nu cred că putem să vorbim așa că ne lipsește ceva în acest moment. Sigur, mi-aș fi dorit să nu avem probleme nici cu jucătorii care au ieșit pe parcursul jocului. Mi-aș fi dorit să-l avem apt pe
Vâtejelu, mi-aș fi dorit să fie lângă noi și Bogdan Mitre, mi-aș fi dorit să fie în teren Nicușor Bancu, mi-aș fi dorit ca acești jucători să-i avem în această seară și atunci, cu siguranță, eram și mai puternici. Dar, până la urmă, sunt situații neprevăzute care apar, trebuie să le gestionăm, nu ne plângem, ne-au lipsit jucători încă de la începutul acestei pregătiri. Știm, am avut și câte 5-6 jucători care ne-au absentat și nu am făcut un caz. Jucătorii care vor fi apți vor face deplasarea la Constanța și vom face tot ce depinde de noi să facem un joc bun și, bineînțeles, ne dorim să câștigăm. Acum rămâne de văzut dacă vom și reuși să facem acest lucru. Sincer, nu știu dacă trebuia să solicite sau solicităm noi sau... Din punctul meu de vedere a fost penalti. Am văzut acea fază. Clar, acolo este imprudență, se duce peste el, îl împiedică. Cred că este penalti, dar sincer nu vreau să vorbesc mai multe pentru că nu sunt un specialist, chiar dacă cunosc cât de cât regulamentul, dar n-aș putea să spun cu exactitate, dar asta am văzut și în timpul jocului. După ce m-am uitat, după ce s-a terminat partida, am văzut ce am văzut în timpul jocului, am văzut și după joc. Mi s-a părut, cel puțin asta am văzut eu, că a fost penalti, dar oricum arbitrajul a fost unul foarte bun. Dacă s-a făcut acea greșeală, asta este, dar cred că cei din camera VAR, dacă a fost penalti, trebuia să-l cheme pe Ișvan Cova să vadă. Am arătat într-adevăr ca o echipă valoroasă, o echipă care își dorește să se bată la primele locuri. Asta fără doar și poate. Sigur, au arătat forță, au arătat putere, n-am intrat niciun moment în panică. Am spus, am dominat CFR Clujul la toate capitolele. Asta este situația. Da, merită felicitări. I-am felicitat pe băieți și lor le părea rău în cabină, unii erau afectați că nu a reușit să câștigăm, dar ăsta este fotbalul. Încă o dată, vreau să le mulțumesc suporterilor, îi așteptăm un număr și mai mare, am spus dintotdeauna, pentru că știu foarte bine ce se întâmplă aici, sunt crescut aici. Cu stadionul plin, totdeauna avem o viteză în plus, o forță mai mare decât adversarul. Și s-a dovedit și în această seară, pentru că suporterii noștri au fost extraordinari. Au fost lângă noi și după acel moment în care am primit acel gol, s-au ridicat în picioare, ne-au susținut, ne-au împins de la spate. Noi am făcut ce trebuia, am reușit să marcăm. Încă o dată, îmi pare rău că noi am făcut fericiți. Dacă reușeam să marcăm și al doilea gol, plecau și ei fericiți ca și noi. Te-ar mulțumim egal și cu fac, etapa viitoare? Acum nu știu cum se va derula jocul. În acest moment îmi doresc să câștigăm jocul. Și nu doar că jucăm împotriva farului, împotriva oricărei echipe îmi doresc să câștigăm. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla pe parcursul jocului. După un joc poți să spui exact dacă ești mulțumit sau nu. Depinde de evoluția noastră, dar eu cred că putem să câștigăm împotriva oricărui adversar. Am dovedit acest lucru, am jucat aceste două jocuri, primele două jocuri din play-off cu două echipe foarte valoroase, cu FCSB-ul și CFR-ul și cred că meritam să câștigăm ambele jocuri. Nu. 99-2000. Da, Cristi Chivu, da. Când m-am reîntors eu în 99, sigur, l-am prins pe Cristi Chivu, atunci venise el cu jumătate de an mai devreme de la Reșița. Da, un băiat, se vedea de la acea vârstă că va deveni un fotbalist foarte important, foarte valoros, un jucător cu personalitate, chiar dacă în acea perioadă, mi-aduc aminte, cred că avea 19 ani. Dacă nu greșesc, era Nea Marian Bondre antrenor. Un jucător care, în momentul când venea mingea la el, în care au de 16 metri, nu se speria, punea mingea jos. Da, se vedea din acel moment că viitorul lui va fi de un fotbalist foarte valoros și va ajunge la un nivel înalt. Mă bucur pentru el, felicit, am înțeles că și acum îi merge foarte bine. M-aș bucura din suflet pentru el, a jucat atâția ani în Italia. Este un nume important și un fost mare jucător al României. Da, m-aș bucura enorm pentru el să ajungă la Internaționale Milano antrenor. A jucat acolo mulți ani, cred că merită. Acum trebuie să-l rugăm pe nenea Cristi, să-l sunăm,
ne rugăm frumos de el dacă e de acord să facem un joc de pregătire. Sigur că ar fi o plăcere să-l întâlnesc, să le văd după atâția ani și sigur ne-am mai întâlnit, dar da, mare plăcere am putea juca un joc de pregătire. Eu vă mulțumesc, o seară frumoasă!